După faza județeană a Cupei României, Arsenal Malu a câștigat și Liga 4-a. Tunarii sunt campionii județului pentru a doua oară consecutiv. Echipa antrenată de Andrei Nemțescu s-a impus cu 4-0 în fața revelației Avântul Florești, însă galop de sănătate a fost numai în ultimele 20 de minute de joc. Floreștenii au început finala disputată pe stadionul din Bolintin Deal în atac. Ștefan Dumitru a ratat o șansă imensă minutul 3 atunci când lovitura sa de cap a fost blocată acrobatic de veteranul George Barbu. Tunarii echilibrează partida. Ferdin, Matache, Jelescu sau Silviu Radu remarcându-l pe Ioan Copil, de fiecare dată acesta fiind providențial. Avântul joacă pe contre, iar în finalul primei reprize Costel Păun reușește o pătrundere de zile mari, însă Barbu scoate de sub transversală. Deși au evoluat 120 de minute în semifinala cu CSM Dunărea, floreștenii găsesc resurse nebăluite de energie. Aceștia pot da lovitura în minutul 55, atunci când mingea șutată în blocaj de Dumitru ajunge la Narcis Cristea, însă acesta nu-l poate învinge din câțiva metri pe Barbu, care respinge cu piciorul. Vine însă minutul 59, atunci când fundașul Mirel Dumitru face hands în propriul careu, iar Silviu Radu transformă cu siguranță penaltiul. Floreștiul cade nu numai fizic, ci și mental. Cedează centrul terenul, iar prospețimea jucătorilor de la Malu intrați pe teren fac diferența. Minutul 71, Danciu marchează pentru 2-0 după o combinație cu Jelescu. Ultimele eforturi, Cristea încearcă să-și readucă echipa în joc, însă Barbu este în continuare la post. Mario Gheorghe marchează și el după o recuperare a lui Anghilin și o pasă perfectă a lui Danciu. În minutul 86, vine rândul lui Mario Gheorghe să-i paseze în adâncime lui Danciu, care face dubla stabilind scorul final. Am dorit foarte mult și de aceea pare că suntem supărați. Băieții au meritat victoria, că sunt pregătiți, sunt... Noi atâta s-a putut astăzi. Puteam să fim mai oportuniști în prima repriză, chiar și în a doua, la ocazia care am avut-o. Felicitări băieților și atâta s-a putut anul ăsta. La anul sperăm să ne pregătim cu echipa care o avem, cu 2-3 achiziții, să ne bătem de la egal la egal. A fost cel de-al doilea titlu cucerit cu Arsenal Malu de Andrei Nemțescu și primul în calitate de antrenor. Sunt foarte fericit, într-adevăr am muncit mult pentru asta, ne-am dorit, am fost concentrați de la început. Și astăzi, în final, am întâlnit un adversar destul de dificil care ne-a pus probleme. Crezi că valoarea a făcut astăzi diferența sau a avut un aport serios și pregătirea fizică? Atât pregătirea fizică cât și valoarea. Am fost superior din toate punctele de vedere. Festivitatea de premiere a avut loc chiar pe gazon. Pe lângă trofeul și medaliile de campioni acordate de președintele AJF Giurgiu Viorel Leșanu și secretarul general al asociației Florentin Barbu, au mai fost recompensați cei mai buni marcatori din cele două serii, dar și finalista Avântul Florești.